Ieri a avut loc adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curții de Apel Alba Iulia, care a hotărât suspendarea, începând de astăzi, 5 septembrie, a protestului demarat în data de 20 iunie și reluarea judecării tuturor cauzelor aflate pe rolul instanței. Din circumscripția teritorială a Curții de Apel Alba face parte și Tribunalul Hunedoara, care are în raza sa de competență 6 judecătorii, respectiv cele din Brad, Deva, Hațeg, Orăștie și Petroșani. Și aici judecătorii și-au reluat activitatea începând de astăzi. Judecătorii au decis să suspende forma de protest adoptată în data de 20 iunie până la apariția unui nou proiect legislativ, activitatea de judecată fiind reluată începând de astăzi. Judecătorii Curții de Apel Alba Iulia vor urmări evoluția procesului legislativ și, în funcție de stadiul acestuia, va fi convocată o adunare generală a judecătorilor pentru a hotărî dacă se impune adoptarea unor noi măsuri, se arată într-un comunicat al Curții de Apel Alba Iulia. Magistrații au refuzat să mai intre în sălile de judecată, nemulțumiți de unele prevederi din ordonanța austerității, legate atât de limitarea personalului, cât și de unele impuneri privind salariile și pensionarea.